Dimineața, invitatul Europa Liberă din această săptămână este profesorul Teodor Paleologu, și pentru că suntem în Săptămâna Mare, am ales ca discuția de astăzi cu scriitorul, filozoful, diplomatul și fostul ministru al culturii, Teodor Paleologu, să fie în primul rând una despre nevoia de ordine în gânduri tihnă, valori și școală. Domnule profesor, bine ați venit la Europa Liberă! Cu mare drag, mulțumesc! Susțineți cursuri online pentru limpezirea minții, acesta este și motoul afișat pe site-ul dumneavoastră la un moment dat, Vă întreb ce anume predați cursanților. Poate chiar Unora li se va părea excesiv sau poate chiar puțin antipatic, pentru că la noi nu predau decât uh, oameni care au doctoratul. Uh, mă rog, pentru adulți, atenție: că mai sunt și cursurile pentru copii. Uh, deci, nu sunt profi, uh, lectorii, uh, au toți doctoratul, și cu o excepție, toate în universități din afară. Deci nu avem, caz, nu avem plagiatori uh, printre lectorii noștri. Unul singur a făcut doctorat în România, în rest uh, Franța, uh, Olanda uh, și alte, și Marea Britanie, în fine. Deci, uh, America! Limpezirea minții. Da, limpezirea minții. Uh, filozofie, uh, retorică, istorie, istoria ideilor, istoria religiilor. Uh, uh, arheologie, uh, de pildă, Anca Dan este o clasicistă excelentă și totodată arheolog. E o nișă ceea ce faceți dumneavoastră, uh, sunt idei, e cultură, e cultură pe pâine, aș spune, Cine sunt cursanții? Da, când spunem nișă, trebuie să avem grijă că de fapt nu e chiar atât de restrânsă. acum trebuie să Asta ne înțelegem. Bună. Uh, în România, cei care citesc uh, și merg în muzee și sunt interesați de cultură, eu sunt puțini, da? uh, Iar eu cred că deja am atins uh, o mare parte din acești oameni care sunt interesați să învețe după o anumită vârstă. Și multe dintre cursuri sunt conectate la religii. V-aș întreba acum ce rol considerați că mai are religia în viața majorității românilor? Este limpede că și România trece printr-un proces de, hai să zicem, secularizare, deși termenul ăsta e discutabil. Da, practica religioasă scade, biserica se confruntă cu o gravă criza vocaților, da, în încădere liberă. Deja de vreo aproape 20 de ani, aș spune că biserica se confruntă cu o imensă criza vocaților. Din ce în ce mai puțini vor să devină preoți, iar nivelul e din ce în ce mai scăzut de în ce școlile de teologie. Aici? Pentru că sunt alte opțiuni, e foarte greu să fii preot, mai cu seamă în cadrul ortodox, care e destul de constrângător. Nu, nu e ușor, da? Și mai cu seamă în lumea actuală sunt probleme dificile pentru un uh, preot, da? Uh, nu știu, îl lasă nevasta pe preot. Păi, preotul, din momentul ăla, deja are un mare handicap uh, pentru. Ce face el. Așa da? sunt regulile uh, bisericii noastre: da? că sunt moștenite uh, dintr-o epocă când lucrurile erau cu totul altfel. Uh, pe de altă parte, în lume, religia continuă să conteze, că omul nu se schimbă radical. Uh, da, în lumea uh, occidentală, din care facem și noi parte, uh, religia e în scădere, dar apar alte forme de religie. Uh, apar religii uh, secularizate, uh, nu știu, uh, uneori. Uh, ecologismul are o dimensiune religioasă, apocaliptică, da, există o, un fel de milenarism sau un fel de apocaliptism uh, ecologic. Nu spun că problema nu e reală, da, într adevăr încălzirea globală e o realitate dramatică. Asta există și religia trampistă, trump da, și trumpismul are o dimensiune religioasă, așa de sectă uh, aproape. Uh, există tot felul de pseudo-religii sau de, mă rog, noi religii să le spunem uh, în care Occidentul. Care vine dată cu valul de informație. Da. Uriaș. Sunt bricolaje. Sunt bricolaje care au însă o dimensiune religioasă. Asta în lumea occidentală. În restul lumii, religia nu e neapărat în scădere. Da? Chiar și creștinismul progresează în anumite părți ale lumii. În America Latină sunt fenomene foarte interesante. În Africa, în Asia. Pe de altă parte, sigur, creștinismul la ora actuală este religia cea mai persecutată din lume. Sunt în fie... Acum, chiar când vorbim probabil pe undeva pe planeta asta, un creștin este uh, omorât sau în orice caz sunt foarte mulți uh, persecutați sau, mă rog, schingiuiți în închisoare, cine știe. Da, as we speak, da, în moment ce vorbim noi acum, acomod în uh, fotoliu, pe undeva prin lume un creștin suferă pentru credința lui. De curând am citit un articol în care Iaroslav Makovski, filozof și teolog polonez, director al Institutului Civic din, din Varșovia, spunea într-un interviu acordat Hot News, citez acum, tineretul polonez este grupul social care se secularizează cel mai rapid în toată Europa. Se zice despre acești tineri, nu doar că părăsesc biserica, dar că aleargă cât mai departe de ea și spunea uh, profesorul polonez că printre milenialii și membrii generației Z poloneze, apostazia a devenit trendy. tiktok e plin de filmulețe, cosplay, fel de ceremonii se aplică și la noi, credeți? Eu cred că da. Uh, acum, uh, există și o responsabilitate a uh, bisericii uh, în privința asta, da? O incapacitate. Iar biserica e conștientă de asta? Uh, unii da, uh, alții în mod evident nu. Uh, am impresia că mulți erari, pur și simplu nu înțeleg ce se întâmplă, uh, pentru că sunt complet izolați. Uh, există o formă de patologie a puterii specifică liderilor religioși, episcopi printre alții, da care pur și simplu nu înțeleg ce se întâmplă, pentru că trăiesc în bula lor, sunt obișnuiți să li se cânte mereu pe arhiereu și stăpânul nostru și nu văd realitatea. E valabil și pentru patriarhul Bisericii Ortodoxe cred Române, că credeți? Da, cred că da. Mă rog, cu toate calitățile lui, evident. Uh, și, bun, alții nu au acele calități și uh, se află în situația asta. Uh, însă, uh, pe de altă parte, mai există uh, altceva, așa, anume nume, o formă de anticlericalism foarte primitivă. Uh, și asta văd și în societatea românească. Da? O, nu, nu necredința e o problemă. Sigur, poți să fii ateu, fiecare poate să fie orice. Nu despre asta e vorba. Ci de totala incultură în materie. Uh, ce vedem acum e o formă de uh, anticlericalism și anticreștinism deosebit de ignar. Fiind foarte ignar e și foarte virulent. Uh, e un anticlericalism de o virulență pe care nu cred că am mai văzut-o în România, bără, cu excepția începutului comunismului, în care era extrem de virulent uh, anticlericalismul promovat de uh, partid. Uh, bun, Acum, asigur că nu e la fel, nu e Care închisorile... poate să nu aibă legătură neapărat cu uh, ce face biserica, adică no, nu e uh, un bumerang. Un purific... Adică, bun, pe de o parte sunt erorile ierarhilor, preoților, mă rog, toată mizeria morală și intelectuală din biserica noastră ortodoxă, românească. Mai e ceva, multă lume confundă ortodoxia cu Beoreu, instituția Beorei. Biserica ortodoxă română are adjectivul română în coadă. Orice mă rog, fenomen, dacă are român în coadă, capătă specificitățile societății românești. Deci să nu confundăm ortodoxia, mă rog, transhistorică transistorică, da, cu realitățile penibile ale beoreului pe care le vedem, da. Ortodoxia înseamnă figuri extraordinare precum Ioan Gurghedeau, Vasile cel Mare, Palama, maxim mărturisitor, aia e ortodoxia, nu popa șarpe de la Londra care spune că vaccinul e anticristul sau în alt preasfințitul Teodosie care spune cine știe ce e prostii. Mă iertați sau... că vă întrerup sau Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe, care zice așa, săptămâna trecută, o profesoară de la un liceu din București a fost atacată cu un cuțit de un elev căruia nu i-a venit să creadă că aceasta are tupeul să dea clasei un test. Progresismul ideologic, care nu are nicio legătură cu progresul real în vreun domeniu, progresismul anticreștin, care aruncă în aer valorile fondatoare ale paradigmei, educației, fertile, intelectual. Da, Vasile Bănescu e un om foarte bun în contextul Bisericii Ortodoxe Române. Trebuie să mai știți un lucru. O parte din uh, ierarhii români îl urăsc pe Bănescu. Îl urăsc pe Bănescu tocmai pentru că Bănescu e un om decent uh, care uh, nu uh, preia uh, toate trogloditismele de care vorbeam mai devreme. Uh, tocmai de-aia îl urăsc, da? Și mai trebuie să știți un lucru, uh, Patriarhul nu e neapărat, uh, uh, cum să spun, uh, cel prin care vorbește Bănescu, uh, uh, da? Și uh, țineți în minte de faptul că Vasile Bănescu, per total, are, are un discurs foarte uh, rezonabil și just. Că din când în când poate mai spune ceva discutabil cum e asta, da? Uh, mi se pare că amestecă lucrurile. Uh, dar atragem sunt... tinerii spre biserică cu astfel nu. de mesaje? Uh, nu, dar cu alte lucruri spuse de Bănescu, cred că da. Bănescu a dar spus... acestea ies în față? N -n -n, p bine, pentru că presa în general atrage atenția asupra prostiilor. Dacă spune ceva inteligent, Bănescu, nimeni nu o să comenteze. Suntem de acord, adică nu o să, dumneavoastră ați selectat asta, ați putea selecta a, nu știu câte pagini de lucruri bune spuse de Bănescu, da? de lucruri inteligente. Despre alea nu discutăm. Așa e? Bun. Acum a avut și el o, o postare pe Facebook. A, Bun, cu, pe, cu care nu sunt de acord. De ce nu sunt de acord? Pentru că amestecă planurile. Critica așa-zisului progresism e corectă. De altfel, noi trăim într-o epocă aberantă în care, vedeți că se, avem polemici între pseudoconservatori și pseudoprogresiști. Această dihotomie între conservatorism și progresism e o imbecilitate. Un om, un om cu scaun la cap înțelege că progresul nu e posibil decât prin conservare, prin acumulare și conservare. Partidul conservator român, în ultima sa variantă a lui Marghiloman, se numea Partidul Conservator Progresist. De ce? Pentru că în viziunea lui Marghiloman, în viziunea lui Petre Carp, în viziunea lui Titu Maiorescu, progresul și conservarea merg mână în mână. Ce se promovează acum ca progresism, de fapt, este regresism, e întoarcere la barbarie și la sălbăticie. Dar prind? Da, aici sigur, aici că, aici sigur aici că prind, pentru că aici. întotdeauna uh, calitatea proastă prinde. Uh, vă spun, eu am uh, o imensă admirație și, așa, e una dintre, unul dintre modelele la care mă refer, uh, un mare om uh, de stat uh, din Grecia Antică, din Atena, din secolul IV, Focion. Uh, Bănuiesc că cei care ne ascultă n-au auzit niciodată de Focion, dar e una dintre cele mai importante figuri ale Atenei în secolul IV. Uh, și Focion, de ce îmi place atât de mult? Pentru că este antidemagogul prin excelență. Uh, odată a ținut un discurs și în adunarea populară și toți l-au aplaudat. Și el s-a oprit și a spus, de ce mă aplaudați? Am spus cumva o prostie? Ăsta e omul care îmi place. Da? Eu nu caut laude deloc, aplauze deloc, spun ce cred, eu cred că asta e vocația uh, unui om care practică parezia. Da? Parezia în, în filozofia greacă este a spune adevărul și a spune adevărul așa cum mă rog, cum îl văd eu. Nu e popular. Uh, și v-am spus deja câteva lucruri care nu mă vor face foarte simpatic. Da? Despre golanii conservatori, despre intelectuali demagogi care uh, și ei uh, uh, practică un conservatorism uh, mizerabil, la fel și pseudo-progresismul în cealaltă parte, uh, e uh, de fapt o întoarcere la sălbăticie și barbarie. De aproape 10 ani, în școlile publice de stat, laice, uh, se predă și religia. Cu ce efecte credeți? Uh, as, uh, religia în școală e un lucru foarte bun uh, în sine, pentru că e vorba de cultură, e vorba de cunoaștere. Nu poți înțelege niciun muzeu din Occident, mare muzeu, fără să ai o anumită cultură religioasă, adică să știi mitologie greacă și romană și să cunoști uh, poveștile din Biblie, da, să cunoști totuși Vechiul Testament și Noul Testament. Și, de asemenea, mă rog, vieți de sfinți, pentru că îi vezi în tablouri, în statui, în lucrări extraordinare. Problema cu învățământul religios în România e că e prost, dar totul e prost în învățământul din România. Și literatura română se predă prost, și filozofia nu se mai face decât foarte puțin, latină. Mai deloc. Adică noi suntem acum într-un într moment în care totul e prost în școală, nu doar religia. Dacă s-ar preda istoria religiilor, care ar fi avantajele păi... și dezavantajele? Pentru că foarte mulți părinți, și aici o să le spun celor care ne ascultă și niște statistici, spun așa, că dacă s-ar preda istoria religiilor... La da, da, pe da la religie. Sunt de acord Secundă, nu, nu. Ministerul Educației da. a comunicat recent Redacției noastre că în acest an școlar 2 milioane și puțin de elevi Din totalul de 2,9 milioane Mai frecventează orele de religie Adică 73% dintre părinți Au ales pentru copiilor această materie Dar ce am remarcat este că e o Scădere cu 15% Acum față de acum 7 ani Când a început da. să se predea religie De bine E de rău nu are cum să fie de bine. Și uh, revin la întrebarea. De bine, dar în moment ce înseamnă de bine? Uh, probabil e și un simptom al faptului că sau se dă prost și își dau seama și ei că se face foarte prost. Dar uh, la fel de bine ar putea să retragă copiii de la uh, cursurile de, de limba română sau de, de la cursurile de istorie. Nu, 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 pentru că și alea sunt proaste. Da? Deci tot e prost. Programa e proastă. E făcută de niște uh, incompetenți. Da? Uh, și conținutul e... Uh, mă rog, aici putem vorbi foarte mult. Pot argumenta de ce e prost. Uh, și ce se face la română, și ce se face la istorie și la alte materii. La cele științifice nu mă bag. Dar trebuie spus un lucru. Uh, doar, doar disciplinele umaniste sunt cele care formează Caracterul și cetățeano. Da, noi suntem, trăim în continuare această uh, uh, idee falsă uh, că doar știința contează. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, în fond, ce spun eu și ce spun acești, uh, uh, mă rog, Critic este același lucru. Da, evident, e o abordare istorică. Abordarea istorică înseamnă și să spui unde textul Bibliei e fals. Adică nu spune cum stau lucrurile. Da? E foarte adevărat că e foarte complexă discuția uh, despre uh, Vechiul Testament, da? Să uh, arăți unde uh, textul uh, biblic uh, reflectă o realitate istorică și unde este uh, mă rog, invenție uh, mă rog, politică sau ideologică, da? Uh, asta e important uh, de uh, discutat, da? Uh, de ce, nu știu, figura uh, lui Manase este prezentată într-un anume în Cartea Regilor, deși a fost un rege extraordinar. De ce este prezentat într-o într lumină atât de defavorabilă? De ce Ezechia sau uh, Iosias este prezent, sunt prezentați într-o lumină atât de favorabilă? Deși bilanțul deci, lor n-a fost atât de grozav, uh, sau uh, ar trebui, de pildă, uh, arătat elevilor ce e adevărat și ce nu e adevărat, mai exact ce nu e adevărat, în uh, cartea lui Iosua. Și așa mai departe. Asta înseamnă o abordare științifică a Bibliei. Problema este că nici preoții nu știu lucrurile astea. Nici măcar cei care predau religie nu au habar uh, de uh, toate uh, discuțiile științifice uh, despre aceste uh, lucruri. Uh, și uh, cred că este extrem de important să se predea religia în această perspectivă științifică și culturală uh, și să, să vezi cât de importantă este religia pentru societate, uh, pentru artă, pentru cultură uh, și de asemenea să arăt și toate aceste uh, um, cum să spun, distorsiuni uh, ale uh, realității istorice sau măcar să știe uh, tinerii care sunt discuțiile pe această temă. Dar de ce nu uh, predau Astfel, profesorii de religie Încă nu pentru știu. Că, nu știu pentru că nu au învățat în facultățile nu. de Când teologie. Nu și, și incompetenți, da. Credeți că uh, se discută foarte mult în școlile noastre de teologie uh, despre, uh, mă rog, uh, discuțiile între uh, bibliști serioși din zilele noastre, că se discută cercetările lui Israel Finkelstein? de pildă în vreo școală de teologie de la noi, să... nu. Deci profesorii și nu au habar, partea proastă e că nici cei care critică modul de predare nu au habar de multe lucruri. Da, este în mare măsură, ca adesea la noi, o discuție în care cel mai mult se vorbește pe lângă, da? în care se spun tot felul de prostii și într-o parte și în cealaltă, dar e foarte multă pasiune. Istoria religiilor ar avea cine să o predea în școlile uh, din România? Nu sunt convins. Uh, nu sunt convins. Acum, uh, istoria religiilor uh, sună foarte bine, dar e greu să găsești chiar și în universități. Dintre cele mai bune, oameni care să acopere tot. Eu aș spune că trebuie studiată Biblia iudaică, Noul Testament, de asemenea, mitologia greacă și romană. Uh, ar fi bine să deci avem uh, cunoștințe despre iudaism, da? despre sărbătorile iudaice, despre obiceiurile iudaice, despre ce a schimbat creștinismul în raport cu iudaismul, fără îndoială de asemenea și despre islam, pentru că e o realitate importantă a lumii noastre. Ar fi de dorit, evident, să, uh, uh, ex, să putem avea cursuri și despre budism sau despre, uh, mă rog, zoroastrism, dar de asta deja e mai dificil. Uh, uh, cred că o abordare uh, undeva la mijloc. Haideți să vorbim un pic și despre școală. Uh, dumneavoastră v-ați născut într-o familie educată, ați avut norocul ăsta, iar moștenirea aceasta transgenerațională probabil că v-a ajutat. Vă întreb uh, și sunt curioasă să-mi spuneți ce-ați făcut dumneavoastră în plus pe lângă uh, a valorifica această moștenire uh, de ați ajuns elev și apoi profesor în mari instituții uh, uh, de învățământ din Statele Unite, din Franța, da, aici din Nordul o... Moștenirea uh, de care am avut parte nu este o pleașcă picată din cer. Uh, moștenirea, dacă nu o asumi te zdrobește. Eu sunt un om care de câteva zeci de ani deja trăiește la fel. Adică principala mea activitate este să citesc și apoi să vorbesc despre ce am citit. Cred că misiunea mea patriotică este să ridic, să încerc să ridic media de cărți citite în România, că suntem la sub o carte pe uh, locuitor. Uh, suntem țara, uh, de fapt care și asta are legătură cu uh, sărăcia, cu mizeria din societatea românească. De Dacă de de, suntem o societate de car... care uh, de fapt uh, detestă educația. De ce educația este proastă în România? Pentru că de fapt poporul român nu dă doi bani pe educație. Ăsta e răspunsul onest. Nu doar dând vina pe politicieni, că de fapt politicienii sunt expresia uh, societății uh, pe care o reprezintă. Uh, deci, uh, uh, eu încerc din răz puteri să ridic puțin nivelul, uh, nu, numărul de cărți citite, da? pentru că asta fac, da? citesc în fiecare uh, zi, uh, non-stop, de zeci de ani. Uh, și asta fac, asta știu să fac, asta voi face uh, toată viața. Sper că voi putea face asta toată viața. Suntem țara, din păcate, cu un nivel de sărăcie în rândul copiilor foarte mare, avem un milion și jumătate de copii, aflați în risc de sărăcie și excluziune socială. Uh, V-aș întreba dacă după părerea dumneavoastră uh, se face ceva concret pentru a ridica nivelul acestor copii și dacă un copil născut într-o familie săracă de la țară, fără bibliotecă, fără cărți. Da. vorbesc de bibliotecă, poate crește. Da, răspunsul e da. Uh... Dar sigur că este. Și întrebarea următoare e cum? Uh, uite, chiar zilele astea uh, am stat mai mult de vorbă cu uh, o tânără profesoară uh, româncă din Franța, uh, Irina Ioniță, care ține și la noi cursuri. Uh, și ea provine dintr-o familie foarte uh, săracă. Uh, dar este extraordinară. Da, cum s-a luptat cu dificultățile, da, nici, nu știu, Anca Dan vorbea mai devreme despre ea. nu nu provine dintr-o familie privilegiată, din potrivă, o familie de muncitori de la marginea ploieștiului. Și se poate, dacă vrei, cu adevărat acest lucru. Și astea sunt modelele adevărate. Da, Irina Ioniță, Anca Dan, astea sunt modele pentru tineri din zilele noastre, Da, care chiar reușesc. Da, Anca Dan predă la Ecole Normal Superior da, și nu provine dintr-o familie privilegiată, așa cum ar putea spune unii despre mine. Acum să ne înțelegem. E pe de o parte e adevărat, da, privilegiul unei mă rog, familii, dar pe de altă parte, eu am crescut în comunism. Iar în comunism, a fi fiul unui deținut politic era orice, dar nu un privilegiu. E important de marcat acest punct. Ce credeți că ar trebui să conțină obligatoriu uh, legile educației aflate acum la Parlament? Ceva ce nu trebuie să lipsească sub nicio formă? Mi-e foarte greu să vă răspund pentru că de 30 de ani încoace, mai mult de 30 de ani, toate legile educației sunt cretine. În România. Și nu mai credeți în reformă, în puterea nu reformei. Să, nu cred cu tărie că politicienii români nu pot produce decât prostii în materie de educație. Exista o soluție foarte simplă. Și anume să luăm legea lui Spiru Haret și să o punem din nou în practică. E o carte foarte importantă a lui John Locke despre educație da? și spune pe primul plan este caracterul. După aia vine informația, în primul rând caracterul. Nu se mai vorbește despre. De am avut o uh, școală de vară anul trecut, uh, caracterul cu îl lăsăm. Uh, pentru că e ignorată chestiunea asta. Apoi, autonomia intelectuală înseamnă să fii în stare să uh, spui ceva din capul tău. Uh, și să argumentezi pentru ceea ce crezi că este adevărat. Ori în școala românească nu se învață lucrul ăsta. Nu numai că nu se învață, dar se descurajează autonomia intelectuală. Și în sfârșit, autonomia profesională înseamnă să formezi oameni care să își poată câștiga pâinea printr-o muncă utilă societății. Asta înseamnă autonomia profesională, deci și școli profesionale. Iar trebuie să ne întoarcem la uh, politicienii români de dinainte de Primul Război Mondial, pentru că modelul pentru învățământul profesional este, pet este în reflecția lui Petre Carp. Da, de deci să ne întoarcem la Spirul Haret și la Petre Carp și să terminăm cu toate nulitățile astea uh, din zilele noastre, da, care fiecare crede că inventează roata și apa caldă. Și nu produc decât niște prostii. Dar fiecare proiect uh, de lege e mai tâmpit decât celelalte. Cum este de acum, da, legea, România educată a președintelui Iohannis este o, o farsă, este grotesc, de-a dreptul. Un pic despre politică la final. Mai există intelectuali în politica românească? Actuală? Da. Da, există un, un intelectual comic, cum este Lavric, Uh, omul chiar a făcut un doctorat cu, cu Gabriel Iceanu despre noi. Pe scurt, în momentul de față nu prea văd pe nimeni. Uh, a fost unul uh, care a candidat în 2019 la alegerile prezidențiale, uh, dar atât. Adică dumneavoastră? Da. În scrisorile adresate dar, la nu, lui... dar nu mai fac politică de partid așa cum. Da, vroiam să vă întreb Dacă mai sunteți în politică Înțeleg că nu tot Deloc. Nu, nu. Deci nu mă mai interesează uh, Un post de genul ăsta da? Deputat, slavă Domnului că nu mai sunt Slavă Domnului că am fost dat afară Din PNL, e perfect Cum arată PNL? Glaznic, da, pentru este... că îi scria tatălui o scrisoare Așa virtuală e, da. în 2019, dați-mi voie să citez un pic. Ce zici, tată, de tâmpenia de listă pe care a încropit-o PNL-ul? Te enervezi? Îți faci sânge rău? Sau râzi în hohote precum zei olimpieni când vedeau gugomâniile pământenilor? Cum arată PNL-ul? În momentul de față este o anexă a PSD-ului. Cineva din conducerea PNL-ului a zis că sunt ospătarii PSD-ului și așa e, e justă formula. Dar nici nu are cum să fie altfel, în măsura în care Iohannis este factorul determinant. Și după Iohannis alegerile este, de anul viitor, asta, nu neficitați? spun că PNL-ul era grozav înainte în vremea lui Crin Antonescu sau lui Tărician, nu, nu, departe de așa ceva tot o catastrofă era uh, dar cu Iohannis uh, este cum să spun uh, moartea spiritului, el asta uh, produce în jur, da? nu, nu promovează decât instinctiv. instinctiv sunt oameni care instinctiv nu promovează decât uh, mediocritate în jurul lor uh, și nu promovează decât oameni care le sunt inferiori Uh, și ca să fie inferior lui Iohannis, ba, trebuie să ai un numit grad de mediocritate. Vă sperie ceva în legătură cu alegerile de anul viitor, patru tipuri de alegeri? Uh, da, o să fie o bulibășală incredibilă, uh, într-adevăr, o confuzie. Uh, da, asta face alegerile foarte imprevizibile. Uh, cred că uh, guvernanții se joacă puțin cu focul comasându-le. Vr vrând să le comaseze pe, loca pe cele locale cu cele parlamentare, pentru că nu știi ce poate să iasă din așa ceva. De ce periculos? Există într-adevăr riscul ca aur să aibă un rezultat foarte bun. Nu să ajungă la putere. Da, să ne admitim de 2000, da, când Vadim a ajuns la 25% sau 24% în alegerile parlamentare. O întrebare pe care o adresez tuturor ministrilor culturii sau foștilor miniștri ai culturii: de ce nu avem la 33 de ani de la căderea comunismului o sală de concerte, măcar pentru festivalul Enescu, se țin concertele tot în sala palatului, sala da. palatului unde erau congresele? Da, aveți, aveți foarte mare dreptate. Uh, acum trebuie să vă spun cea, că a fi, când ești Ministrul Culturii, dacă îți pasă cu adevărat de cultură, trăiești într-o permanentă frustrare. Da? Uh, asta e una dintre frustrările pe care le aveam. Uh, sigur că am încercat și eu să mișc lucrurile în direcția asta, dar acum, uh, într-un an de zile, eu zic într-un an de zile am făcut. Extrem de multe lucruri la da? Biblioteca Națională, Teatrul Național din Iași, nu știu, muzeul Cogălnicianu tot din Iași. Adică, bun, am, fă, am lăsat niște lucruri în urmă uh, și mai cu seamă am, am împiedicat să se facă anumite orori, anumite uh, crime împotriva uh, patrimoniului. Nu interesează foarte mult pentru că bugetul e foarte mic. Uh, Uh, de fapt, cultura aduce foarte mulți bani, contrar uh, a ceea ce se Festivalul spune. Festivalul Enescu aduce bani? Uh, da, dar nu este singura suferință. Sunt multe. Da? Pinacoteca municipiului București, Bucare, o altă uh, mare problemă. Eu am observat un lucru. Uh, partidele, când ajung la putere, uh, își împart posturile din, de concentrate. Este efectiv, e groaznic ce se întâmplă. Da? Toat, uh, încep să prăduiască tot, să-și pună oamenii peste tot. Și foarte adesea cei mai tâmpiți sunt puși la cultură. Mulțumesc foarte mult! Cu mare drag!